Ce se va întâmpla în noul episod din Once Upon a Time in Cucurova? Amenințările lui Abdulkadir îl vor speria pe Lutfi. Se va căsători fi cred cu Betul. Vor fi dezvăluite planurile lui Wahab și Abdulkadir. Pe cine va împușca Wahab? Toate și mai multe acum în videoclipul nostru. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să activați notificările înainte de a merge la videoclipul nostru. Abdulkadir, care îi sperie suficient pe Lutfi și Betul, îl ia pe Wahab și pleacă. Cu toate acestea, Lutfi nu are nicio intenție să renunțe la afacere. În timp ce o sfătuiește pe Betul să nu spună nimănui ce s-a întâmplat, ea începe să caute dovezi care să demonstreze că Abdulkadir a ucis-o pe Fekel. Lutfi nu-și va dezamăgi dragul ei prieten Fekel și va duce această slujbă până la capăt. Dându-și seama că dragostea lui pentru Zuleiha este imposibilă, Fikret își va asculta mătușa și va accepta să se căsătorească cu Betul. În timp ce Betul este fericită să-și atingă obiectivul, Fikret va începe să se gândească la cum să o scoată pe Zuleiha din inimă. Nu își va putea lua ochii de la Zuleiha în ziua logodnei. De aceea, Lutfi va spune lui Fikret că trebuie să plece de la Cucurova ca să poată uita de Zuleiha. Hakan va afla despre capcana pe care Wahab și Abdulkadir i-au pus-o lui Fikret. De data aceasta, el intră într-o mare ceartă cu Wahab și Abdulkadir, care vor fi supărați pe Abdulkadir și vor întoarce lucrurile după el. Abdulkadir, pe de altă parte, va dori să-l omoare pe Wahab, deoarece Wahab este o piedică pentru el. Wahab, care este foarte supărat pe ceea ce a făcut Hakan, va dori să-l omoare pe Hakan. Cu toate acestea, în timp ce încearcă să-l împuște pe Hakan, el o va împușca accidental pe Zuleiha. De asemenea, puteți împărtăși videoclipul nostru prietenilor tăi, astfel încât aceștia să poată urmări ce se întâmplă în serial. Ne vedem în următorul videoclip. Să ai grijă de tine! La revedere!